Bună, dragii mei, bine v-am găsit din nou. Astăzi vom merge la cumpărături. Am nevoie să fac iarăși cumpărături. După cum știți, merg aproximativ o dată pe săptămână la cumpărături și fac cumpărături să-mi ajungă aproape o săptămână. Așa că astăzi vom merge din nou la cumpărături. Vă invit cu mine, cu mare, mare drag. Sper să vă placă. Haideți să mergem! Ne apropiem de magazin, după cum puteți vedea. Îmi place foarte, foarte tare acest magazin, în special Coop City. Eu de aici fac cumpărături. Aceasta este o zonă cu multe magazine. Pot să merg și la altele, dar mi se pare că calitatea din acest magazin, calitatea produselor, mă refer, e mult, mult mai bună aici. Și de aceea am ales să vin aici. Așa că haideți să vedem ce vom găsi. După cum vedeți la parter, că de fapt ăsta e un mic complex, la parter sunt tot felul de chestii, accesorii, tot felul de lucruri, dar noi vom urca sus pentru a intra în supermarket. Am luat căruciorul și acum pornim să vedem ce putem cumpăra. Apropo de pâine și de calitatea produselor, priviți, aici în fața ta îți face pâinea și pe raft o vinde, deci este pâine super, super proaspătă, ți-o face practic înaintea ta, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare, așa că o să luăm o pâine din aceasta proaspătă care costă 3,50 €, luăm și o limonadă, preferata mea. După cum vedeți, aici avem tot felul de mezeluri. Eu nu sunt neapărat o fană a mezelurilor, dar ca să-mi fac un sandwich dimineața pe repede înainte, câteodată chiar am nevoie, așa că o să luăm acest Lyoner, care e un fel de pariser tradițional de aici. Luăm pe acesta. Ce vreau să mai iau iarăși e mozzarella, pentru că v-am zis o să vă fac o rețetă cu mozzarella și ananas. Așa că luăm această mozzarella care costă 2,30 €. Tot de aici vreau să iau și parmezan. La fel o să am nevoie. Văd că e la ofertă cu 4,39 €. Așa că luăm. Ce vreau să mai iau iarăși sunt iaurturi, bineînțeles. Mie îmi plac foarte, foarte mult iaurturile și văd că sunt destule la reducere, la 50%. Ia priviți, în loc de un franc și 10, 55 de franci, așa că o să luăm mai multe iaurturi cu diverse flavoruri, cu diverse arome, da? Cum v-am spus, cumpărăturile astea le fac pentru o săptămână și na, mie îmi plac foarte mult iaurturile, sunt și sănătoase, după cum vedeți, sunt bio, sper să fie bio, așa că o să ne luăm iaurturi cu fructe.
Da, avem și o budincă, de fapt o cremă de vanilie. O să o iau și pe aceasta și mai am nevoie de unt. Bineînțeles, o să luăm unt, untul ăsta elvețian e o bunătate. Așa că am luat și un pachet de unt. Mai luăm și un sos pentru salate. Acesta este un sos destul de natural, un dressing pentru salată, mai bine zis. Și mie îmi place foarte mult, așa că o să luăm și pe acesta. Mai luăm înghețată, înghețată cu pistachio de data aceasta. De aceasta e pachet mai mic. Luăm un sos. Sosul acesta de ciuperci, mie mi se pare absolut minunat. Se poate folosi la tot felul de preparate. Costă 3 franci 95, dar e foarte, foarte bun. Vreau să vă arăt și cam cât costă o tigaie aici în Elveția. Deci aceasta este aproape 20 de franci, această tigaie. Dar avem și mai scumpă, de exemplu aceasta care este 65 de franci aproape. Deci, nu. Dar adevărul că n-am sunt și calitate. Vreau să-mi iau o unghieră de unghii, unghieră de unghii pleonasm. Din asta micuță mi-am luat-o, un franc jumate a costat. Și să vedem ce mai găsim pe aici. Da, am nevoie de un creion de ochi. Eu folosesc acesta de la Essence. Să știți că e foarte, foarte bun creionul de ochi de la Essence. Eu am încercat mai multe, dar acesta rămâne preferatul meu. Costă 2 franci 25. Și cum am spus, e foarte bun. Un alt produs bun de la Essence este acest rimel. Ăsta pe albastru cu negru. Are o pensulă foarte subțire și chiar e super tare. Da, luăm și o cremă de corp Nivea, după cum vedeți, neapărat. E la ofertă cu 5,85 de franci. Și acum o să mai am nevoie de un gel de duș. Să văd de care să iau. O bună vreme am folosit Dove pentru corp, dar să știți că în ultima vreme nu prea îmi place. Mi se pare că e prea greu pentru piele. E puțin prea puternic din punctul meu de vedere, așa că o să iau tot Nivea. Dacă mi-am luat cremă de corp, iau și Nivea gel de duș. Luăm și aceste paste, Nudelii se numesc. Sunt niște paste foarte, foarte bune. Costă 4 euro, nu, două pachete erau 4,90 euro, un pachet undeva la 2 franci și ceva, tot euro, zic. Luăm și acest cașcaval Gouda. Bineînțeles că sunt brânzeturi mult mai scumpe pe aici, dar noi ne mulțumim cu ăla. Luăm salată, avem nevoie de salată verde, pentru că n-ai cum vara să o petreci fără salată, din punctul meu de vedere. Așa că am luat și o salată verde și luăm și salată din asta amară. Nu știu cum se numește, o să-mi scrieți voi în comentariu, dar știu că e amară și e foarte, foarte sănătoasă. Mai luăm și ardei în trei culori, bineînțeles. Mie îmi plac foarte mult ardeii, nu știu vouă. Un franc 90 costă acești ardei. Ia priviți ce am văzut aici. Zucchini, dar pe rotund, micuți, ce interesant arată. Avem și zucchini normali, deci ăștia sunt rotunzi. Da, interesant. Să vedem ce mai găsim. Aici avem tot felul de fructe. Sincer, mi-aș lua și mere, dar parcă mai bine altceva. Uitați că sunt morcovii. Morcovi din Elveția cu un franc 90, ați văzut? Dar noi o să ne luăm cartofi. Jumate de kil de cartofi. Acestea sunt cartofi noi, foarte, foarte buni. O să iau și smeură, după cum vedeți. 3 franci 70 smeura.
Ne luăm și banane, după cum vedeți, 1,95 franc bananele. Și uitați, am greșit și la 1,50 franc banane, adică super. Luăm o lubeniță. Bineînțeles că nu pot să iau una mare, că nu am cum să o car, dar o să iau pe aceasta, care e micuță. Și aici se vinde la bucată. E 3 franci jumate o bucată din asta de lubeniță. Da, aici avem băuturi, ceea ce nu ne interesează. Doar trecem peste și venim la băutura care ne interesează, adică la cafea. Și o să ne luăm, bineînțeles, cafea. O să ne luăm capsule, pentru că v-am spus eu, așa aparat am aici, de Nespresso. Și o să ne luăm, bineînțeles, cafeaua noastră preferată de la Starbucks. Aceasta pe negru, că e mai strong. Deci luăm și cafeaua de la Starbucks, care costă 4,95 franci. Luăm și aceste energy mix, alune, fructe uscate, sunt foarte, foarte bune, mai ales cu iaurt, costă 3 franci jumate. Luăm și conserve de ananas, iarăși, da, pentru că v-am spus, mie îmi place foarte mult ananasul și vreau și să prepar ceva. Așa că luăm conservă de ananas din nou, care costă undeva la 1 franc 30. Luăm și un borcan de castraveți cornișon cu 1 franc jumate, sunt foarte, foarte buni. Luăm și o băutură Schweppes Indian Tonic. Acum ne îndreptăm spre casă. Am plătit, după cum se vede, și ne îndreptăm spre ieșirea din magazin. Dragii mei, gata și cumpărăturile pe ziua de azi, priviți. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să ajungem acasă cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot, eu vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine și o să ajungem acasă și o să vă prezint ce am cumpărat, fiecare produs în mare. E foarte cald, sunt puțin obosită, dar ne vedem acasă. Dragii mei, după cum vedeți, am ajuns acasă și vreau să îți facem cumpărăturile. Am luat această înghețată de pistachio. O să vă arăt ce am cumpărat și o să vă spun și cât am cheltuit, da? Această pâine proaspătă, după cum ați văzut, o făceau acolo pe loc, foarte interesant. Pudincă, repet, acestea sunt cumpărăturile pentru o săptămână aproximativ. Acum, dacă o să ne mai durească ceva, iaurturi în prostie. Îmi plac iaurturile foarte mult. Cartofi. Am luat iaurt, iarăși. Le-am găsit la reducere, dar oricum eu le mănânc în câteva zile, deci sunt ok, nu sunt expirate. Le-am luat și fără reducere, bineînțeles. Castraveți ăștia cornișons. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Ce-am mai luat? Salata asta. Asta e o salată amară. Da, e foarte, foarte bună. Cred că o cunoașteți. Nu mai știu cum îi spune în română. Mă scuzați, dar sunt foarte obosită. Abia am ajuns, e foarte cald. Și cu căratul plășilor și cu astea. Na. Banane. Ne-am luat banane, bineînțeles. Așa. Ce-am mai luat? Iaurt, iarăși iaurt. Nici nu știu câte iaurturi am luat. Acest Schweppes, care mie îmi place foarte, foarte mult. Ne-am luat, bineînțeles, cremă de corp de la Nivea, că avem nevoie. Gel de duș de la Nivea. Cred că s-a desfăcut. S-a desfăcut. Ce bine miroase. Da. Ce-am mai luat? Sosuleț. Paste. Aceste paste. Așa. Îmi pare rău că n-am unde să pun telefonul să vă arăt aliunea, dar asta e Gouda, brânză Gouda. Am luat două conserve de ananas și asta nu pot să o ridic într-o mână. Vă arăt așa o lubeniță. Se vede?
Se vede, nu? O lupiță. N-aveam cum să o ridic. Da, o lupiță micuță. Au. Din ăștia. Liona, cum îi zice, e un fel de parizer. Pinică din asta mică. Asta rămâne mult timp proaspătă, de asta am luat-o. Ca să știți și voi. Mai bute cald. Așa? Ce am luat? Doi morcovi. Nu-mi cazi că mai vreau să gătesc. Smeură. O să vă gătesc și ceva bun. Limonadă. Am de multe am luat. Mi se pare mie că am luat multe acum. Ardei, trei culori. Ardei, nu mai am unde să le pun. Unt. Acest unt este foarte, foarte bun. Mă scuzați că am pus mâna pe cameră. Așa. Una cu ciocolată, cafea, capsulă de cafea. Ce am luat? Alunele astea. Nus. Așa. Și cred că cam atât. Ah, mai luat două chestii. Sosul ăsta de salată și parmezan. Cam astea au fost. Acum o să vă arăt și prețul. Ia priviți, am plătit 78 de franci fără cremă și gel de duș, pentru că alea le-am luat pe un alt bon. Deci, doar de mâncare, 78 de franci. Eu zic că m-am descurcat acceptabil. Acum rămâne la aprecierea voastră. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mă scuzați că mă bulbui, sunt chiar obosită, pentru că după lucru am plecat la cumpărături, e o căldură enormă, am cărat plasele astea care n-au fost ușoare. Deci, na, să înțelege. Vă pup, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă doresc o zi minunată, Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați să vă abonați. Vă pup, pa, pa!